De ce școlile profesionale nu au succes, deși asigură meserii bănoase? Nu doar Mehedin, ci în toată țara este o lipsă acută a forței de muncă. În multe domenii, patronii se plâng că nu găsesc muncitori calificați. Cetățenii consideră că reînființarea școlilor profesionale ar fi cea mai bună soluție. Nu mai sunt muncitori care au producție, care au să-i bagem producție. Vin copiii cu liceul toți și nu se angajează niciunde. Bine ar fi să reînființeze serviciile, pentru că nu mai sunt locuri de muncă foarte puține pentru copii. Eu personal, pensionar, am lucrat până la 69 de ani, că n-am avut să mă schimbe loc. Da. Deci foarte excepțional ar fi reînființarea școlilor profesionale de meserii. Una din marile probleme ale firmelor din România este lipsa forței de muncă. Tot mai mulți patroni se plâng că nu găsesc muncitori calificați. O soluție a acestei crize ar putea veni din sistemul de educație, dacă oficialii ministerului ar reconsidera rolul și importanța școlilor de meserii. Nu mai găsești muncitori calificați în domeniul sanitar, în domeniul strungăriei, în domeniul rabotezelor, electricieni și așa mai departe. Deci e firesc să fie reînființate. Să înființeze școli profesionale, fiindcă e nevoie de ele. Să facă muncitori calificați pentru industrie. Altfel, dacă faci numai studenți ăștia cu liceu, n-am făcut nimica. Mă înțelegi, mă, ta? E bine. Dar azi e mai bine decât mâine și mai rău decât ieri. Meseria este o... E un fel de brățar de aur dacă vrea cineva să facă treabă. Mecanic auto, sudor, tinichigiu, croitor sau cosmetician sunt doar câteva dintre meseriile care în ultimii ani sunt din ce în ce mai căutate pe piața muncii. Destui români nu văd cu ochii buni școlile de meserii, deși fiecare dintre noi are nevoie măcar o dată în viață de ajutorul unui meseriaș.